seara aș vine, m-am găsit la emisiune extemporal la democrație, interesant, extemporal la democrație, tocmai dacă ne uităm ce se întâmplă în lume, sau mă rog, lângă noi, și vedem cât de importantă e democrația și cât ar trebui să ținem cu dinții, da, de democrație și de libertate, în principal, pentru că vedem că atunci când vine o dictatură, se dă totul peste cap și lumea o ia razna. Avem război la granițele României, foarte aproape, Ucraina e lângă țara noastră, Iașuri, el, mă rog, în partea de est a Uniunii Europene, practic, e, dacă am putea spune, principalul nod aici de la estul Europei, Uniunii Europene, mai e și Republica Moldova, e adevărat, dar nu face parte din Uniunea Europeană, a fost depusă doar o cerere de aderare. Discutăm și în această seară despre ce se petrece la doi pași de Iași, la doi pași de România. Vrem să vedem care sunt implicațiile, cum se descurcă și ce fac autoritățile ieșene în aceste zile extrem de încărcate. Ne uităm ce se întâmplă în Ucraina, e un dezastru acolo și nu știm când și cum se va sfârși acest război. Invitat Bogdan Cojocaru, prefect de Iași, bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cât aveți de când ați... De pe 6 ianuarie. 6 ianuarie. E, cât? Nici două luni și ați prins niște... Ați intrat în pandemie și continuați cu un război? Continuăm cu un război, sperăm să ne oprim aici. Sperăm să nu apară și alte probleme. Bun, dar acum știți cum e. Pandemia, vedem că, mă rog, e pe sfârșit, de cel puțin valul ăsta, că nu putem spune că pandemia e pe sfârșit, valul 5 e pe terminate. Sunt 5.000-6.000 de cazuri, e în scădere clară. Am văzut astăzi chiar, a fost o întâlnire la Cotroceni și am înțeles că de pe 8 martie nu se va mai prelungi starea de alertă. Vor fi anunțate și celelalte măsuri de către Ministerul Sănătății și celelalte ministere implicate, dar partea proastă e că avem un război crunt, avem un dictator, ce să mai, că Vladimir Putin nu prea mai se mai comportă ca un lider de stat, un președinte de stat, așa cum ar trebui să fie. A luat-o pe cont propriu, nu știm cât să-l sfătuiesc, dar oricum e groaznic ce se întâmplă acolo și pare să că au luat-o razna conducătorii de la Kremlin. Bun, la Iași ce se întâmplă? Am văzut ieri, spre exemplu, un tren sau două, un tren a fost, nu? Cu azeri, 1.000 de oameni. Dacă vă referiți doar la trenul special, da, va deveni acest tren special cu siguranță, din păcate pot spune, în următoarea perioadă, o cursă regulată. Dar de unde vine? De unde a venit trenul ăsta? De la... El vine din, de la Chișinău, din Republica Moldova, însă colegii noștri din Republica Moldova, cei de la compania de căi ferate Moldova, merg până la granița cu Ucraina și de acolo preiau cetățeni de diverse naționalități pe care îi aduc Chișinău. Bineînțeles, pe tot acest traseu se îmbarcă și alte persoane, așa cum spuneam, de diverse naționalități care vor să plece din... Dar câteva oameni au fost ieri? Ieri au fost peste 1.000 de oameni. Într-un tren? Da, trenul a avut 11 vagoane. Din trenul respectiv, toate persoanele care au venit din Republica Moldova, din Ucraina, Republica Moldova. Și au ajuns pe teritoriul României, toate aceste persoane au fost mutate într-un alt tren al companiei noastre românești de transport și au plecat spre București. Deci erau majoritatea azeri, nu? Din azeri. Majoritatea, da, peste 700 erau azeri, ucraineni și alte naționalități. A fost primul tren special, dar, așa cum spuneam, din discuțiile pe care le avem cu autoritățile de peste Prut, da, cred că această cursă va deveni, din păcate, o obișnuință, o cursă zilnică în următoarea perioadă. Sunt foarte multe persoane care vor să fugă din calea acestui conflict. Dacă până acum lucrurile au evoluat în etape, în prima etapă noi nu avem, vorbesc strict de județul nostru, da, avem doar vama rutieră de la Sculeni. Dacă în prima etapă s-a aglomerat traficul rutier în vamă,
fiind foarte multe persoane care au trecut prin acest punct. Nu mi s-a părut punct. Că a fost chiar foarte fost, aglomerat, dar nu a fost, mai dar aglomerat decât într-o perioadă normală. Mai aglomerat decât într-o perioadă normală, însă împreună cu Poliția de Frontieră și cu toate structurile din MAI implicate în acest Ministerul Afacerilor Interne, implicate în tot acest proces de preluare și de gestionare a situației, zic eu că până în momentul de față am reușit cu Poliția de Frontieră să identificăm nevoile în așa fel încât atunci când s-a impus a fost mărit numărul persoanelor care să lucreze chiar în seriile, că de obicei sunt momente când se aglomerează dopuri așa, nu? Dopuri, da, și în momentele în care se aglomerează s-au deschis mai multe linii de intrare, s-au redus cele de ieșire, adică împreună cu... E adaptat, adaptate fluxurile în funcție adaptăm, de... Exact, asta e foarte bine, pentru că nu trebuie să stai, știi, cu pe intrare și pe ieșire exact. Cu aceleași oameni, cu aceleași fluxuri, în condițiile în care pe o parte intră puhoi și pe cealaltă parte exact. Nu ne adaptăm nimeni. În funcție de ce se întâmplă, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență am montat în zona respectivă, dar într-o zonă care să nu afecteze traficul, pentru că... Este cort și acolo pentru... Este un cort pentru informare. Cortul respectiv este pus cu ajutorul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Pentru informare există și o ambulanță acolo care poate, tot de la dumnealor, care poate în orice moment să ofere și asistență medicală. Le mulțumesc pe această cale și celor din societatea civilă, pentru că s-au implicat, sunt voluntari în zona respectivă, oameni de bine, traducători la nevoie, dacă e cazul. Repet, cortul respectiv are doar un scop de informare și de a ajuta pe cei care vin și la nevoie. Însă, dacă tot suntem astăzi la dumneavoastră și vorbim despre aceste lucruri, aș vrea să fac și un apel către cetățeni, la modul general, nu doar către reprezentanții ONG-urilor, în sensul de a, mă refer acum strict la Sculeni, în sensul că înțelegem și încercăm să îi ajutăm cu tot ceea ce putem, dar rugămintea noastră este să, din dorința de a ajuta, să nu blocăm punctul de trecere, mă refer la benzile de acces și de ieșire sau de intrare în punctul de frontieră, să nu blocăm. Lucrul ăsta s-a întâmplat, înțeleg, s-a întâmplat la Siret. Acolo oricum... Nu am aceste informații, 100... eu doar îi rog să încurajăm și venim în sprijinul tuturor. Chiar lucrăm foarte bine și cu societatea civilă și cu reprezentanții ONG-urilor, cu toți cei care au dorit să se implice la urmă. Urmii autorități publice locale, în așa fel încât să putem să gestionăm lucrurile coordonat. Spun lucrurile astea pentru că încă ce se petrece în Vama Sculeni, încă e liniște, să spunem, adică sau controlabil, dar posibil ca de la un punct încolo lucrurile să escaladeze. Sperăm că nu. E posibil scenariul ăsta, având în vedere că nu știe nimeni ce e mintea. Sunt, într-adevăr, mai multe scenarii, că tocmai vorbeam la început de faptul că s-au întâmplat în etape. Prima etapă a fost cea în care, cel puțin, repet, vorbesc de Sculeni. Mm-hmm. La Sculeni, majoritatea celor care au intrat în țară și, oricum, accesul se face doar rutier la noi. Mm-hmm. Nu există să intre cetățeni pe jos, cum se întâmplă în alte puncte de trecere a frontierei. La Sculeni, în prima etapă, au venit foarte multe persoane care, poate, la momentul respectiv, știind sau văzând că pericolul este foarte aproape de casele lor, s-au urcat în mașini cu ceea ce au reușit să strângă și au plecat. Estimăm că în etapa a doua, care este aproape de început, ca să spun așa, păi am văzut, în vedem. Etapa a doua încep să vină alte categorii sociale, vin foarte mulți cetățeni, nu neapărat ucraineni, ci care au și altă naționalitate, cum se întâmplă în zilele acestea. Indieni, am văzut majoritatea, pe la Suceava, exact, Azer, la Iași. Exact, majoritatea sunt și de alte naționalități, dar și ucrainieni, numai că nu sunt foarte mulți ucrainieni între cei care tranzitează în această perioadă, cu cel puțin rutier la Sculeni, cu trenul la Ungheni, pentru că, să spunem, am intrat într-o altă etapă, dar suntem pregătiți și pentru scenariul a treia etapă, când vor veni exclusiv
sau foarte, majoritatea celor care vor trece granița și vor ajunge și în județul nostru vor fi cetățeni ucraineni care au nevoie de ajutor. Și poate care n-au unde să se ducă afară sau poate n-au atât chiar financiar. Exact, nu poate, nu pot suporta. În prima fază, știți cum e, ne uităm și noi, vedem și noi imaginile, dar mă rog, eu nu spun că pleacă doar cei cu bani, că mai sunt și, dar în general pleacă oameni care, nu știu, au o viteză mai mare de reacție, exact, poate că și asta financiar asta stau, mai, și eu, stau fost... mai bine și au plecat. Dar în următoarea fază, în momentul când vor vedea că n-au, că sunt mulți care, cum se spune la noi, nu pot să-și părăsească casa, da, nu știu ce, gospodăria, dar în momentul când vor vedea că nu se mai poate, vor lăsa tot și vor pleca. Majoritatea celor care au intrat în județul nostru sunt în tranzit. Stau o zi, două, suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Mă refer aici și cu ajutorul autorităților locale, dar și cu ajutorul oamenilor de bine și cu zona universitară. Avem suficiente spații de cazare în acest moment. Dacă vor fi solicitări, dacă ca oamenii să rămână aici. Solicitări, a fost montată și tabăra Inspectoratului pentru Situații apropo, de Urgență. Ce capacitate are sau ar avea Iașu, capacitate maximă, să spunem, la momentul ăsta, sau cât ar putea să primească? Noi în momentul de față, luând în calcul toate discuțiile pe care le-am avut, dar nu luăm în calcul în momentul de față, acum, astăzi, da. Hoteluri sau alte, discutăm despre ceea ce avem noi pe lista noastră scurtă. Da. Și acum doar intru un pic, dau câteva detalii ca să înțeleagă toți cei care se uită la noi cum suntem organizați în momentul de față. Cu ajutorul unei platforme naționale, foarte bine pusă la punct din punctul nostru de vedere și de foarte mare ajutor, pe o platformă, toți cei care vor să își arate disponibilitatea de a oferi diverse servicii, că sunt de transport, că sunt de cazare, că sunt de pentru o mâncare sau orice tip de serviciu poate să-l pună la dispoziție, există o platformă guvernamentală, Ucraina împreună ajută mai mult, și acolo putem să toată lumea, și eu și dumneavoastră și toți, nu contează privat sau public, putem să ne arătăm disponibilitatea și să cazare, completăm, mâncare, exact, completăm acolo un formular foarte simplu în care înregistrăm ce putem pune noi la dispoziția celor care vin din Ucraina. Aceasta este platforma. Iar o altă platformă, noi ca instituții publice, în baza aceasta de date se strâng toate aceste informații, iar apoi noi, cu ajutorul altei platforme, punem solicitări și primim ajutor, bineînțeles, adică acel ajutor însemnând rapoarte cu tot ceea ce este disponibil pe raza județului nostru, ca spații de cazare. De exemplu, dimineață, până în ora 10, toate aceste activități se desfășoară prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dumnealor centralizează, există și două numere de telefon, un număr de telefon fix și unul mobil și o adresă de mail specială. Sunt puse aceste cartoane pe pagina de Facebook, pe site, pe tot ceea ce înseamnă zona de comunicare online din zona prefecturii, în așa fel încât le-am și tradus în ucraineană, în așa fel încât toți cei care vin să poată să aibă acces la aceste informații. Dar spuneți-mă, în situația în care... Solicită, doar 30 secunde, cu ajutorul acelor numere de telefon sau la acele numere de telefon, solicită ajutor și, bineînțeles, dacă au nevoie de cazare sau de orice alt tip de serviciu, prin intermediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, îi preluăm, îi cazăm și le oferim toate condițiile necesare în așa fel încât să poată să rămână o zi, două, trei, cât au nevoie în Iași, apoi majoritatea asta continuat. Am înțeles, dar în situația practică, să spunem, dacă se va întâmpla, nu știu, într-o zi, două, să ne trezim cu 5.000, cu 8.000, 10.000. Vă dau un exemplu. Avem capacitatea cu asta de a absorbi, de a caza undeva o noapte, două? Cu ajutorul acestor platforme noi avem în timp real toate aceste cifre, adică știm câte spații de cazare există și ce servicii sunt disponibile. De exemplu, societatea civilă ne ajută foarte mult și prin activitățile pe care le fac dumnealor pe lângă ceea ce facem, încercăm să facem noi, și ne ajută foarte mult acest lucru, dar în momentul de față noi știm în timp real câte spații de cazare sunt ocupate. De exemplu, dimineața erau aproape un pic peste 500 de persoane cazate și mai aveam disponibile încă
un pic peste 800 de spații de cazare mai erau disponibile. Dar, repet, nu s-a făcut acea, nu am luat în calcul ceea ce se poate pregăti în momentul în care există un aflux mare. Deci asta e doar în prima fază, dar... Aici noi am... La prima strigare, nu? La prima strigare sunt aceste spații identificate, repet, împreună cu societatea civilă, cu universitățile, domnii rectori chiar sunt, ca să zic așa, alături de noi, indiferent că vorbim de UMF, de Universitatea Tehnică, de Universitatea Cuza, de Universitatea de Științe, UCMV-ul, Universitatea de Arte, și le mulțumesc din nou pe această cale pentru că au avut o deschidere foarte mare, ne ajută cu tot ceea ce ține de spații de cazare, unii dintre domniile lor chiar s-au ocupat și de partea de mâncare. Vine și societatea civilă sau zona privată unde sunt și foarte multe persoane cazate în spații amenajate de zona prieteni privată. Prieteni cunoscuți și vedem că primesc acasă, primesc dacă au posibilități. Da, e și atunci, ceva în momentul de formidabil. Față, singura mea rugăminte este că dacă tot am adus în discuție acele platforme, folosim acest mod de lucru din dorința de a lucra organizat și centralizat. Instituția prefectului, cu ajutorul celorlalte instituții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliție de Frontieră, Poliție Națională, Poliție Județeană și așa mai departe, toți punem umărul în așa fel încât să putem să coordonăm toată această activitate. E foarte important să avem dialog. Am avut ședințe cu toată lumea, cu toți cei implicați, în așa fel încât să ne putem coordona cât mai bine. De exemplu, avem nevoie de traducători, comunicăm, sunt grupuri restrânse cu reprezentanții ONG-urilor, plasăm, ca să spun dacă mi este permis, plasăm această nevoie și societatea civilă vine cu un număr de persoane care să ne ajute să traduce și mai departe. Trebuie să luăm pauză, apoi ne întoarcem la discuția din platou. Da, ne-am întors la Extemporal, la Democrație, invitat prefectul Bogdan Cojocaru. Înainte de a continua, o chestie care mi se pare interesantă, ambasada Rusiei din Letonia va avea sediul pe strada, atenție, Ucraina Independentă, iar cea din Lituania pe strada Eroii Ucrainei. Da, e foarte interesant, mă gândesc cum va suna sau cum vor arăta plicurile, nu, de pe corespondența ambasadei Rusiei din cele două țări, Eroii Ucrainei Independente. Suntem în legătură direct acum cu Romeo Vatră, directorul interimar al aeroportului Iași. Bună seara! Bună seara! Înțeleg că e nebunie, cel puțin astăzi și mâine se anunță nebunie. Am văzut și niște fotografii de astăzi din terminalul T3. Era plin cum n-a mai fost vreodată. Într-adevăr, se poate spune că aeroportul Iași este în linia întâi în ceea ce privește acest val de refugiați. Și avem un aflux important de cetățeni ucrainieni din Republica Moldova, azerbaijani, azeri și de alte naționalități. Bun, astăzi, spre exemplu, sau ieri, ați făcut un inventar cam câți oameni au tranzitat aeroportul, mai ales pe plecare, da, și pe sosire. O situație foarte exactă n-aș putea să vă spun, mare. E ușor, e relativ ușor de calculat. De exemplu, dacă avem 10 zboruri dus la 170-180 de pasageri în medie, pentru că pleacă plină, e ușor de calculat. Ne ducem undeva la aproximativ 2000 de pasageri îmbarcați și la care mai adăugăm și pe cei care sosesc în aeroportul Iași. Bun, dar eu cred că dacă ne uităm pe tabela de pe site-ul aeroportului, cred că sunt mai mult de 10 zboruri. Da, așa este. Mai avem și zboruri de repatriere. Uh-huh. Avem zbor în fiecare zi către Azerbaijan. Chiar astăzi am avut o situație că nu toți au reușit să urce în avion și o situație clară, au venit pe cont propriu și nu au fost înregistrați la ambasada Azerbaijan din Chișinău. Păi și ce vor face? I-am redirecționat, am vorbit la ambasadă și ambasada din Moldova și ambasada din România
i-am redirecționat către gară să ajungă la București. Aha. A, să-și rezolve problema eventual la ambasadă și eventual să plece de acolo. Exact. Da, înțelegem că, adică știm că au fost, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis chiar din momentul în care a început războiul. Mai multe curse, nu toate, au fost direcționate sau aduse de companiile aeriene de la Chișinău la Iași, mai puțin cele de la Moscova, că erau câte două sau trei pe zi, da, era Moscova-Chișinău, astea nu le-am văzut pe tabela de la aeroportul Iași, probabil că nici nu se va întâmpla, că oricum sunt suspendate, nu zboară pe teritoriul Uniunii Europene. Sunt șanse ca acestea să rămână cât aici? Cât timp? Cât va dura această situație, noi sperăm ca să fie și o oportunitate pentru noi acest lucru, pentru că avem o colaborare cu companii noi, cum ar fi LOT Polonia. Avem discuții cu ei, am avut, cred că vor veni și luni la Iași, am extins numărul de la 2 pe săptămână către Varșovia la 4 și sunt interesați de piața locală, vor veni, cum spuneam, luni la Iași, vor dori să se întâlnească cu agenții de turism, îi vom ajuta sau vom facilita aceste întâlniri. Și High Sky a mutat zborurile de pe Chișinău la Iași și a anunțat chiar astăzi trei destinații noi de vacanță de pe aeroportul Iași. Deci există premizele dincolo de Wizz Air, care este compania noastră cea mai importantă la aeroport, care a suplimentat și ea numărul de destinații și de curse. Există premizele să atragem și companii noi la aeroportul Iași, care să opereze și destinații de vacanță și curse regulate. Deci e o oportunitate pentru a încerca să mai prindem și noi destinații. Spuneți-mi, vă așteptați, bun, cred că e departe, că suntem abia pe 4, vă așteptați ca traficul pe luna asta să fie unul, poate, record în istoria aeroportului? Traficul pe luna februarie a fost unul bun, am avut 20.000 de pasageri. Eu mă refer pe martie, că pe februarie... Ajung și la martie, da. Pe 40.000 total. Pe martie ne așteptăm să fie unul mult mai bun, pentru că se vede terminalul, aeroportul este efectiv neîncăpător pentru ce avem acum ca și fluxul de pasageri. Eu estimez, dacă se menține acest ritm, să ajungem la aproape 100.000 de pasageri pe lună. Bun, și vă descurcați cu că zborurile astea necesită, nu știu, forțe de ordine acolo, mă rog, la securitate și așa mai departe. Dacă zborurile sunt eșalonate, sunt repartizate în sloturi orare în mod echilibrat, da, nu sunt probleme, dar am avut, de exemplu, astăzi o situație în care am avut 5 plecări într-o oră și, evident, am fost efectiv, n-aș putea spune depășit, dar a fost un moment în care aproape că nu se mai putea intra în terminal, adică a trebuit să oprim pasagerii să nu mai intre în terminal pentru că, efectiv, nu mai era spațiu. Bun, înțeleg că a fost necesară și intervenția jandarmilor la un moment dat. Am solicitat și prezența jandarmilor tocmai pentru a ne ajuta să gestionăm această situație. Nu a plecat, ceea ce este important, că și companiile înțeleg această situație și nu a plecat niciun avion fără să fie îmbarcat ultimul pasager. Da. Bun, și o ultimă chestiune. În condițiile în care situația asta tensionată, să spunem, sau războiul continuă, poate chiar lucrurile se vor agrava. La ce vă așteptați la aeroport? Adică veți instala, nu știu, poate un cort pe acolo? Dacă lumea nu o să încapă în terminal, îi țineți afară? Noi deja, cazăm, între ghilimele, cazăm pasageri care stau peste noapte în terminalul T1. Și avem cât și patru pe care le punem la dispoziție. Folosim și în T2, am făcut un loc de joacă pentru copii, pentru mame cu copii să poată să stea liniștite în terminalul T2, fi mai liber. Și alte spații nu prea mai avem într-adevăr la dispoziție, de aceea probabil că este important cum să le găsim un loc de odihnă, de
refugiu într-unul din centrele din Iași și chiar astăzi am avut o situație, oameni care au venit de la Vama Siret și au luat bilet pe data de 8 martie de avion și evident n-aveau cum să stea în aeroport de astăzi până pe 4 zile. Bun, poate că luați în considerare și conducerea Consiliului Județean, dar și cea aeroportului, să demarați mai rapid și mai în forță proiectul noului terminal T4, pentru că vedem că, uite că e nevoie. Păi, mai în forță decât facem acum, n-avem. Nu se poate, pentru că noi oricum lucrăm în forță la proiect. Într-o lună de zile sperăm să avem și un câștigător, să obținem și finanțarea europeană și să rezolvăm toate demersurile pentru a demara proiectarea și execuția. Eu estimez undeva prin vară să vedem deja primele lucrări. Da. Bun, mulțumesc. Sper mulțumesc și eu. Puteți gestiona bine acolo chestiunile la aeroport, pentru că vedem că e un trafic în creștere. Ne bucurăm că se întâmplă așa, dar până la urmă să nu fim și depășiți. A fost directorul aeroportului, directorul interimar Romeo Vatra. Da, iată, da, e unul dintre punctele cheie în acest moment. Am avut discuții și am și stat foarte mult în zona respectivă. Încercăm împreună să găsim cele mai bune, pe la aeroport, acolo, cele mai bune soluții. Normal că am fost, pentru că e poarta de ieșire, dacă pot spune așa, în afară de transportul rutier care a crescut prin zona Sculeni. Dacă vorbim de transportul feroviar, bineînțeles că și aeroportul este în atenția noastră. Acolo a fost, sunt legate toate cumva. Spuneați de corturi acolo și acolo e montat un cort la fel, tot pentru ajutor dacă e nevoie. Dar e un cort mai mic, am văzut. E nu, mic nu pentru e un cort că... pentru, nu știu, pentru o situație de a intra, de a caza. Nu, dar nu se pune problema să cazăm acolo, pentru că așa cum vă spuneam mai devreme, dacă cum a fost problema sesizată de către domnul Vatră împreună cu toți cei implicați, persoanele care, așa cum spunea domnul director, își cumpără sau nu au bilete, da. Au fost foarte multe situații, vin persoanele cu mașina sau cu trenul și urmează să plece mai departe. Mie mi-e teamă și mă întreb... Cu avionul, acolo persoanele respective, cele care, la care făcea referire domnul Vatră, sunt preluate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, sunt cazate în spațiile despre care vorbeam mai devreme și au toate condițiile să... Mă întreb dacă la un moment dat... Aștepte avionul în liniște. Dacă la un moment dat la aeroport vor veni cu sutele, cu miile chiar. Adică dacă situația se va agrava atât de tare și vor fugi care încotro, către gări... Tocmai de aceea adică spuneam că vreau să lucrăm coordonat. De asta spun că s-ar putea să fie moment în care... Coordonarea aceasta... Le o iau razna de punct de cât de bine ar fi organizate. Că știți cum e? Când e nevoia te împinge... Dar dacă mă lăsați, vă și explic. Respecti regulile. Când am făcut apel la a lucra coordonat, exact la asta mă refeream. Pentru că a lucra coordonat nu înseamnă doar noi, instituții, autorități publice locale, că-i prefectură, că-i primărie, sau că vorbim de coordonare cu ONG-uri, cu societate civilă, cu toți cei care ne ajută, universități și așa mai departe. Coordonare nu doar la nivel de județ. Coordonare înseamnă și ceea ce face instituția în raport cu Ministerul Transportului, cu Guvernul în întregime, pentru că dacă suntem coordonați, exact ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă ieri cei 1000 de oameni, mă refer la cei azeri. Peste 700, aproape 800 de azeri, ar fi trebuit să plece din aeroportul nostru. Eram pregătiți și pentru acest scenariu, în sensul că cei 800 de oameni erau, până în momentul în care erau pregătite aeronavele, era pregătit împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, un loc, o zonă foarte mare, nu mă refer acum la tabăra din zona Tineretului, era pregătită o zonă, o clădire încălzită foarte, cu toate condițiile, cu toalete și cu tot ceea ce trebuie, pentru că am avut această discuție cu domnul Vatră. Nu știam înainte de a veni trenul ce se va întâmpla exact cu ei, până ce ne-am coordonat și cu cei de la București, și era pregătită o zonă foarte mare, în așa fel încât cele 800 de persoane să poată să stea într-o zonă sigură, încălzită și cu toate condițiile,
până în momentul în care aeronavele vor fi pregătite. Deci de aceea spun că am avut discuții și suntem în contact și coordonarea aceasta e foarte importantă și locală și națională, pentru că în momentul în care avem aceste situații și e clar că zilnic vor veni mii de persoane, vă dau doar o cifră, în ultimele 3 zile doar număr de persoane intrate în județul nostru, pe ceea ce putem noi număra, ca să spun așa, cu trenul și cu mașina la rutier la Sculeni, sunt peste 17.000 de persoane. În ultimele 17.000 în 3 zile? În ultime persoane mă refer. Da, am înțeles. Da. 17.000 de persoane. Deci sunt foarte multe persoane care vin, deci în câteva zile. Repet, majoritatea sunt în tranzit. E adevărat. A crescut tranzitul. Cum era și la aeroport, povestea domnul Vatră, de asta l-am și întrebat, deci într-un interval de o oră a avut 5 plecări, 5 aeronave. Exact. Asta înseamnă aproape 1.000 de oameni în terminalul ăla. Minim 200 de persoane sau poate sunt și mai... În terminalul ăla, dar plus că mai sunt care mai stau pe acolo, poate veniți de dimineață. Coordonare, adică, din punctul meu de vedere și organizare, asta înseamnă, adică prefectura, împreună cu aeroportul, împreună cu poliția de frontieră, cu inspectoratul, în special cu inspectoratul de situații de urgență. Mm-hmm. Inspectoratul pentru situații de urgență în momentul de față are rolul cel mai important, pentru că el centralizează și tot ceea ce ține de cazări, face donații, pentru că sunt foarte multe, Crucea Roșie și așa mai departe. Toate ONG-urile se strâng toate aceste alimente și merg mai departe. De exemplu, am înțeles într-o discuție pe care am avut-o astăzi cu domnul Grădinaru, am înțeles că mâine, cu ajutorul primăriei, ieșenii noștri au strâns foarte multe produse, haine, exact, elemente de strictă necesitate în această perioadă și, din câte am înțeles, deja se pregătește un prim convoi. Adică ieșenii noștri care au reacționat foarte rapid la această nevoie a ucrainenilor, deja zilele următoare pleacă un astfel de convoi pentru a-i putea ajuta. Și când revin, ar lucra coordonat, am insistat și o să insist pe aceste două cuvinte, coordonare și organizare, în așa fel încât obiectivul nu este ca totul să treacă prin inspectoratul de situații de urgență sau prin prefectură. Nu ăsta e obiectivul. Obiectivul este toate instituțiile să au reprezentanți în acest comitet de lucru, dacă putem să-i spunem așa, și comitetul acesta de lucru să poată să ia decizii în timp util și să găsească soluții pentru orice situație, așa cum vă spuneam, cum a fost și cazul de ieri, în care și la nivel local ne-am pregătit. În cazul în care peste 1.000 de persoane rămâneau în Iași, eram pregătiți să-i și cazăm, să le dăm mâncare tot ce trebuie. Da, v-am văzut, dar în același timp... V-am văzut într-o fotografie, ați fost chiar la gară, nu? Acolo. E normal să fiu acolo, e normal să fiu alături de toți ceilalți colegi ai mei din toate instituțiile MEAI și nu numai MEAI. E normal să fiu alături de oamenii de bine, voluntari care vin acolo. E normal să fiu acolo, pentru că toată această organizare la care fac referire e trecută, dacă pot spune, sau toată această scheletul, structura organizațională trece prin prefectură, inspectoratul situații de urgență și mai departe toate celelalte instituții. Da, e bine că instituțiile conlucrează, iată, Romeo Vatră, PNL, Bogdan Cojocaru, PSD. Cred că am uitat mai lucrurile astea de câteva săptămâni. Da, bun, dar noi suntem învățați cum totdeauna, chiar și în momentele astea mai tensionate sau importante, nu le se găsească pe unul, pe altul, băgând bățul prin gard, spunând că ăla nu-și face treaba, că ăla nu știu ce. E bine că există conlucrarea asta și că nu sunt sincope, pentru că, până la urmă, aici nu mai e vorba de politică, ci de a face treaba și de a organiza lucrurile bine. Bun, despre tabăra de pe stadionul Tineretului, știu că s-a ridicat în urmă cu 2 zile, pare mi se. S-a ridicat în momentul în care a fost această discuție cu introducerea trenurilor speciale. Uh-huh. Și în momentul în care s-a adus în discuție venirea unui număr foarte mare de refugiați, normal, și noi am pregătit spații de cazare de un anumit fel. Pe lângă toate acestea, prin inspectoratul de situații de urgență s-a primit dispoziție de a fi instalată și tabăra.
Tabăra care e foarte 200 important, locuri, nu? 200 de locuri. E foarte important de știut, pentru că a fost amplasată pe Stadionul Tineretului, pentru că acolo există și baza sportivă, unde sunt dușuri cu apă caldă, sunt vestiare, se poate, va fi la nevoie improvizată și o zonă medicală cu cabinet și cu tot ceea ce e nevoie. Sperăm să nu avem nevoie. Deci, dar deocamdată ea a fost ridicată, montată, dar nu e... Nu s-a cazat nimeni în tabără, ea este pregătită. Acele corturi, că pentru că am mai văzut discuții, cel puțin în zona de social media, acele corturi vor fi încălzite și oamenii au lumină acolo, vor fi încălzite acele corturi. Deci Inspectoratul pentru Situații de Urgență, împreună cu toate celelalte instituții, chiar știu despre ce facem astăzi zi de zi, știu despre cu ce se mănâncă toate aceste activități, mai ales că dumnealor sunt tot timpul în prima linie, protecția civilă funcționează și deja ei lucrează, ca să spun așa, în acest scenariu, pentru că toți cei care vin din Ucraina spre noi intră în această zonă de protecție și încercăm să oferim toate condițiile necesare în așa fel încât să putem să alinăm, dacă pot spune așa, alinăm o parte din suferință, pentru că sunt și copii, sunt foarte, foarte multe femei, foarte mulți copii, foarte multe persoane în vârstă și de aceea și din acest punct de vedere, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, am pregătit și zona medicală în așa fel încât să putem să acordăm asistență, indiferent că vorbim de spitalele existente în municipiul nostru sau că vorbim de spitalul mobil de la Lețcani, indiferent da, poți de, și la spitalul mobil. De, indiferent despre de unde va fi nevoie, normal că din momentul în care spitalul mobil de la Lețcani a fost preluat de ISU, normal că este luat în calcul pentru această posibilă mai ales că nu știu, nu mai variantă de lucru. Informații, dar e posibil ca mare parte dintre bolnavii de COVID să fie mutați. Se întâmplă deja acest lucru la spitalul cu domnul de doctor, boli infecțioase. Cu domnul doctor Cepoi se întâmplă acest lucru, adică dumnealui își dorește, am avut discuții în ultimele zile și înainte când discutam despre pandemie și poate mai puțin despre conflict, dar pandemia, așa cum spunea dumneavoastră la începutul emisiunii, virusul este în continuare Există. Între noi, chiar dacă numărul celor care se infectează zilnic este mult mai mic, dar domnul Cepoi chiar asta și-a dorit prin DSP să ofere servicii refugiaților și cetățenilor, pentru că au fost 2 ani de zile în care bolnavii cronici au fost oarecum săriți sau au avut mai greu acces în spitale. Și atunci către spitalul de la Lescan s-a mutat și se va muta tot ceea ce ține de Bun, COVID. Pentru că ne apropiem încet de final. De ce anume vă temeți? Mă refer la organizare, nu la... Că, poate că ar fi trebuit să discutăm puțin și despre conflictul de acolo, dar mă rog, dacă v-am prins aici în platou, este mai mult de organizare. De ce anume vă temeți? Adică unde ar putea fi verica slabă? Pe cazare? În cazul unui aflux din ăsta uriaș de refugiați. Unde ar putea să apară probleme și unde ar putea, nu știu, ieșenii eventual să dea o mână de ajutor? Atâta timp cât lucrăm organizat și o facem așa cum am reușit să desfășurăm activitatea în ultima perioadă, sincer vă spun, având în jurul meu atât instituțiile MEAI, cât și celelalte care nu sunt din structura Ministerului Apărării de Interne, având alături de noi universitățile pe reprezentanții mediului academic și le mulțumesc și pe această cale domnilor rectori, având alături de noi societatea civilă care s-a mobilizat alături de ONG-uri foarte bine și ne ajută și pe noi acolo unde vă spuneam că sunt goluri, poate în zona de traducători, zona de voluntari care să ajute la distribuirea alimentelor și așa mai departe. Inclusiv s-au mobilizat zona privată, nu trebuie neglijată, pentru că zona privată, restaurante, tot ceea ce ține de zona Horeca, au pus la dispoziție inclusiv spații de cazare, mâncare și multe alte lucruri. Văzând ce se întâmplă în ultima săptămână cel puțin și existând această mobilizare și faptul că au înțeles toți cei care, nu mă refer doar la instituțiile publice, toți au înțeles că e momentul să lucrăm coordonat și să fim foarte bine organizați.
Pot să spun că, sincer, nu mi-este frică de nimic de ceea ce se poate întâmpla, pentru că împreună cu toți acești oameni, pe care sper să nu fi uitat pe cineva, dar toți cei care au venit alături de noi în această perioadă, că e public, că e privat, mi-am dat seama că Iașu chiar are consistență din toate punctele de vedere. Și un județ mare, oamenii, e oamenii potențial sunt, aici. Oamenii sunt implicați la cote foarte ridicate și le mulțumesc din nou pe această cale, dar în continuare trebuie să păstrăm acest ritm, pentru că nu știm ce ne rezervă ziua de mâine, știm că numărul va crește, numărul refugiaților va crește. Important e, atât la nivel local, cât și la, coordonat cu ceea ce se întâmplă la nivel național, să putem să gestionăm această activitate cât mai bine și zic eu că putem să o facem și o vom face foarte bine în continuare cu ajutorul tuturor. Da, mulțumesc pentru prezența în platou și pentru toate detaliile oferite, unele chiar interesante. Sperăm să faceți față, ca autoritățile să facă față în continuare și volumul până la urmă de refugiați poate să nu fie atât de mare, astfel încât lucrurile să poată fi ținute sub control. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună!